dacă dai like, nu vei avea unul sau doi, ci 50 de ani de fucking noroc. Îți promit și salvez și 25 de cățeluși înfometați. Astăzi o să ne jucăm, bineînțeles, încă un fan-made total random pe care l-am găsit, ghiciți ce, tot la Fusion Z Gamer, se afla un același clip cu celălalt Garton of Banban fake. Avem noi o serie de acum, din ce văd, cu Banban din China sau Banban din Ohio, dar Ohio mi se pare prea overused, așa că o să zic Banban din China. O să ne jucăm Happy Land. Efectiv, așa se numește jocul. Uitați, Happy Land. Ai tot. Efectiv, tot. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade în continuare cu Banban din China, cu jocuri de astea random, fanmade-uri, pentru că am văzut că la ultimul s-au strâns deja aproape 300 de like-uri și câteva mii de vizionări, 2-3 mii, nu știu sigur, dar astăzi sunt gata. Sunt gata să înfrunt și acest joc absolut minunat, care, sincer, are grafici bune, cred că sunt făcute în același engine, să fiu sincer, dar nu știu dacă conține și aceleași personaje. Let's see, ok? Sper să fie totul ca lumea. Nu mai e nimic ca lumea, că nu mai văd nimic. Oare trebuie să iau ceva? Pot să și sar, ok. Trebuie să fie un keycard. Da. Uite-l. Nu știu de ce, jocurile sunt puțin dubioase, că arată mult mai bine ca jocul original. Și sunt mai optimizate mai bine, deși au 300 de mega. Let's see. Poți deschid mai multe? Da. Doamne ajută, sper să nu mor atâta tot, efectiv. Deci astăzi ne jucăm și FNAF. Nu numai Garton of Banban din China. Ia să vedem. Ok. Și altceva? Covorașile ălea, țin minte și acum, acum mă jucam pe ele la grădiniță, ești nebun la cap. Băi, deci dacă nu v-ați jucat pe așa ceva la grădiniță sau la școală, dacă ați mers la școală și nu v-ați jucat pe așa ceva, n-ați avut copilărie sau v-ați născut cu telefonul în mână și erați gata să vă uitați la cel mai bun YouTuber din România. Dar totuși îmi trebuie un keycard. I still need a keycard. Deci am venit. Sunt și puțin confuz, n-am ce să zic, e puțin târziu când filmez, dar cred că se vede după vocea mea de mascul. Vorbesc cu minus 40 de decibeli în această seară. What? Merge și asta să... Luasem un kick? What the fuck? Lonky Pinky. Hello little adventurers, As I live in a forest, I help all the animals in need. Naughty bro. De cine a dat nume la chestiile astea? Our mom tells us we're misbehaving, so we started doing everything to help the animals in the forest. You should help people in need too. Doamne ajută. Hai să vedem cu care din voi mă întâlnesc. The end is coming. E întuneric. Mie mi-e frică de întuneric. Ce-o fișă? Lasă-mă să o iau. Pot să dau zoom. Jocurile astea sunt prea avansate pentru mine. Dear Michel, thank you for... Nu o să citim asta, vă dați seama. O să vedem ce se întâmplă direct. Adică... Da, ești maker chestia asta. Decât să dai click și să iei noturile în mână, e mult mai șmecheră să dai click dreapta. Pare mai real. Mulțumim mult, dezvoltatorii Happy Land. Sperăm să... Ok, sunt gata. Sunt absolut gata. Auleu, da... Aparent. Fug! Trebuia să iau și un... Oh, nu. Cred că știu unde o să-mi petrec seara.
pe Ban Ban din China. Yay! Sau, dacă suntem puțin așa mai smart în această... Doar nu vine până aici. Mamă! No, asta sunt reacții așa de jucător profesionist, adică nu e nimic. O să fug. Simt că mă urmărește cineva. O să fug. Sunt ochii în jurul meu! Ah, pistol cu apă. Iuhuu! Râmă bătu... Ah, direct Counter-Strike. Hai să continuăm journey-ul nostru de... Ce naiba suntem, că nu înțeleg ce suntem, sincer. Avem ceva secrete pe aici? N-avem nimic. Mergem mai departe. Bă, sunt multe arcade-uri de-astea. Vărule, câte uși mi-ai pus că nebunesc, mă ia boala. Aici e o baie, oh. Dacă... Ok, nu s-a întâmplat nimic. E o baie cu pipi verde. Nu știu ce ai mâncat, cel care te-ai dus acolo, dar... Cred că te-a durut. Nu-mi spune că e labirint, te rog, nu. E nevoie de un alt keycard. Super! Hai să ne întoarcem 400 de uși înapoi. Numai o singură minune, cred că... M-ar putea salva din așa ceva. Abar n-a... Sunt boss. Efectiv, sunt un mare boss. După ce am putut eu să fac în momentul acesta, am găsit keycardul. Hai să deschidem ușa și să vedem cine mai aștepta pe noi în continuare. Sperăm să nu ne aiure. Bă, nu e bine. Oh. Oh, fuck. Stai că am aim de Counter-Strike. Unde fugi? Unde fugiți? Una. Mamă, cât de rapid e. Băi, e prea rapidă! Holy fucking shit! Una? Mai vreți ceva, gen... Mai vreți să vă demonstrez ceva? No, cred că chiar nu vreți. N-am ce să vă mai demonstrez. Bobo's mission. Bobo the pirate needs your help. He needs you to get 3 bad fish. Ah. Da, tocmai ce am făcut, doar că n-am mai citit. Prea ușor. Prea ca la țară. Prea. Ia mă, ia. Ia, mănâncă-le. Trebuie să fug sau? What? Mi-a închis jocul cu totul. Mi-a închis jocul cu totul. Este un Golden Freddy al Happy Land-ului. Este un joc interesant și dacă strângem, nu știu, 300 de like-uri, cred că sună ok. O să mai fac episoade cu fanmade-uri de la cartonul Ban Ban. Dar da, cam asta a fost și cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și până să-l facem pe următorul, eu am fost Alex și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!